A început distribuirea unei noi tranșe de pachete cu produse alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitară. Din păcate, înainte de Paște, doar persoanele beneficiare de venit minim garantat, respectiv alocație pentru susținerea familiei, vor primi aceste cutii cu alimente. Persoanele cu handicap, o categorie considerabilă de persoane defavorizate, vor putea intra în posesia pachetelor cu produse alimentare de bază abia după Paște. Într-o primă etapă vom distribui pentru un număr de aproximativ 700 de beneficiari de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei. Preconizăm că această activitate o vom încheia, cred că, după Paște, iar într-o a doua etapă vom începe distribuția pentru persoanele cu handicap, gradul 1 și 2. La acest moment, toată cantitatea de produse alimentare a sosit în municipiul Bacău. Avem un număr de aproximativ 3.000 de beneficiari, iar ca în fiecare an, distribuția acestor alimente se va face în cartierul Bistrița Lac, pe strada Livezilor numărul 1B. Încă de la primele ore ale dimineții, beneficiarii s-au dus să preia cutia cu alimente. M-a sunat domnul inspector ieri. Lasă la Crăciun. Cam un gust aici, da, asta e. Două ori ăștia. Două, stai că e acum. Nu mă leacă să vină și ei. Alocații de susținere pentru copii? Da, da, da. A, da. Dați-mi buletin. Ca să ne lămurim. Ok. Stai, uite. Nu, 2, 3, 4, 5. 5, da? Da. Bun. Hai că o rezolv acum. Să deschide mașina. Aici. Oamenii spun că aceste alimente sunt binevenite înainte de Paște. Ne prinde foarte bine în preajma sărbătorilor de Paște pentru mine și copii, că sunt divorțată și primă, avem și indemnizație la copii și ne prinde foarte bine. E pentru nepoată mea. Da, are 4 copii și cred că de asta îi și dă. O parte din ea nu sunt așa de strălușite. Asta e, Uniunea Europeană. Dar făina, uleiul pentru... Da, făina, uleiul, din astea zahăr, orez, astea sunt bune. Da, păi nu vedeți ce sărăcii, ce să facem? Trebuie să venim. Pe unii folosiți. Da, nu trebuie să le folosim. Ați primit și de Crăciun? Da. Mulțumim lui Dumnezeu că ne mai ajută, că te leacă. La punctul de distribuire a acestor pachete s-au dus și persoanele cu handicap, în speranța că vor primi și ele alimentele. Da, vine acum de vreo 3-4 zile și descărca marfă, adică așa. Și mi-am dat seama, zic, băi, dacă descarc, să vin și eu, că am și eu dreptul, adică așa. Și acum văd că zice că acum dă ajutor social, adică eu sunt la handicap, știți? Adică așa e treaba, așa e treaba, problema. Și să mă interesează și eu, da, că știți cum că... La o pensie care o am și eu, am muncit 43 de ani, știți cum, de 1700 de lei, am auzit că după Paștele nostru, adică după Paștele catolicilor, adică o să dea și așa. Dar ce n-ar da așa, 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 nu? Nu că, știți cum, ce-i dat, e bun primit. Persoanele cu handicap, după Paștele ortodox să se dă. Va fi prins bine acum, înainte? Da, asta este. Cei cu handicap sau numai la asta? Nu, acum, după Paștele ortodox. Nu știu că acum să primiți. Ați fost bine acum înainte de Paște? Normal, da. Direcția de asistență socială Bacău a primit aproximativ 3.000 de cutii cu alimente pentru a fi distribuite persoanelor defavorizate. Pachetul cu produse alimentare distribuit prin programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate conține făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve de carne, gem de fructe și cântărește aproximativ 25 de kilograme.